veți trebui pentru copiii noștri. Aveți ceva pentru Aurelian Popa? Da, plicul ăla-l vreau. Mulțumesc frumos! Doamne ajută, toate cele bune! Mission accomplished! Știilor că a venit și poșta. Vedeți ce am eu aici? Am primit recomandatele voastre. Mulțumesc frumos! Curierul de la Cluj. 8678, mersi. Sunteți un exemplu pentru toți voluntarii din și activiștii și din partide, deci în afara partidelor. Doamna Ileana, arătați-le, doamnă, cum ați venit de la Ploiești. Așa am venit și la gârza în mână și la proteste. Păi da, sunt singură. Și ați venit cu aceste chestii. Ia uitați ce e aici, fraților. Nu vă arăt câte sunt, dar cred că sunt vreo 20, câte liste sunt aici. Vreo 10. 10. 100 de semnături. Sunt singura cu ouă, ca să nu zic coaie, de la Ploiești. De-aia vin eu la protest în București. Vreau să vă mulțumesc personal că ați venit de la Ploiești cu trenul până aici. Noi îți mulțumim. Prea bine. Da, deci trebuie pentru copiii noștri care săracii nu au parte de o educație cum ar trebui acum, că probabil ar fi și ei pe aici. Deci nu condamnă atât tineretul, nici chiar familia, cât sistemul. Îmi pare rău că n-am știut mai din timp de campania de semnături ca să am timp să strâng mai multe. Pe teren la ascensorul. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru implicare! Domnul, să știți că mi-a adus două col, 20 de semnături. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Și-a venit și cu bicicleta sâmbătă dimineața. Și-a rupt din timpul lui. Da. Mulțumesc pentru voluntariat! Toate cele bune! Eu îți mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută și hai liberare! Doamne ajută, hai liberare, vă mulțumesc!